Avertizarea este valabilă de miercuri de la ora 14 până joi la ora 12. Miercuri cerul va avea norări temporar accentuate și va ploua în cea mai mare parte a țării. Seara și noaptea în cea mai mare parte a Munteniei vor cădea cantități însemnate de apă care vor depăși local 25 de litri pe metru pătrat și izolat 50 de litri pe metru pătrat. Vântul se va intensifica treptat îndeosebi în vestul și sudul țării, iar la munte sunt zone unde va atinge la rafală 50 de kilometri la oră, iar pe arii restrânse 70 de kilometri la oră. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de cod galben pentru intervalul 16 octombrie ora 14 până pe 17 octombrie ora 12, când sunt așteptate precipitații pentru această perioadă. Precipitațiile vor fi însoțite de descărcări electrice izolat, vor depăși 25 de litri pe metru pătrat. În intervalul menționat plouă în cea mai mare parte a țării, iar în Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia, vestul și sudul Transilvaniei, cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat. Meteorologii avertizează că la munte precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. La ploile din ultima vreme, mai multe familii din oraș și mai ales din județ au avut de suferit de pe urma cantităților de apă căzute în urma ploilor și au fost nevoiți să apeleze la autorități și pompieri pentru ajutor. După cele două zile de ploi și vânt, ne așteaptă un weekend mai cald cu temperaturi normale pentru această perioadă anului, când valorile din termometre vor ajunge la 19 grade Celsius.